Bun găsit la Gândul News, sunt Bogdan Pavel, iată care sunt cele mai importante informații ale zilei. 4 pacienți au murit după ce spitalul din Târgu Cărbunești a rămas fără oxigen. Când s-a dat alarma, în spital se aflau 150 de bolnavi, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Cei care aveau nevoie de oxigen au fost ventilați manual în ambulanțe, ceilalți au fost transferați către alte spitale din apropiere. Eram de gardă la radiologie eu. Nu știu de cât. Imediat să vă anunțe, nu? Întrebe. Da, nu știu asta, nu pot să vă spun, nu vorbesc. Au crezut că este o situație de moment și să descurcă ei singuri. Deci când m-am sunat că am rămas fără oxigen, parcă nu reveneam. După aceea m-am luat halatul pe mine și am plecat să văd la stocator. S-a defectat instalația de oxigen. Pacienții cu forme grave, respectiv 12 pacienți, au fost transferați în acest moment la secția UPU de la Târgu Jiu. Mai avem 5 pacienți cu forme mărătoare transferați la Robinari, iar un pacient care prezintă o formă mai gravă a bolii și este intubat, urmează să fie transferat în acest moment tot către UPU Târgu Jiu. A fost activat planul roșu de intervenție, iar la fața locului au fost direcționate toate forțele și mijloacele disponibile. În același timp a fost solicitat sprijin către colegii din celelalte județe. Toate sursele de oxigen disponibile de la nivelul celorlalte spitale din județ au fost direcționate către spitalul din Târgu Cărbunești. Spitalul ar fi rămas fără oxigen în stocator, însă cauza exactă va fi stabilită de specialiștii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj și cei de la Direcția de Sănătate Publică. Sunt aparate, sunt folosite în funcție de fiecare, de gravitatea, mă rog, a pacientului și sigur, e posibil orice, da? E dureros pentru oricare și eu sunt disperată, de asta am venit, de asta stau aici, voi sta toată ziua, dar ce să facem? Sigur că cei care sunt într-o stare gravă... Un dosar penal a fost deschis în acest caz, polițiștii s-au autosesizat din oficiu pentru ucidere din culpă. Noile restricții aprobate de Consiliul Național pentru Situații de Urgență, masca devine obligatorie în toate spațiile. Circulația pe timp de noapte va fi restricționată pentru o perioadă de 30 de zile, cu excepția vaccinaților sau a celor care au trecut prin boală, iar nunțile și evenimentele private vor fi interzise. Certificatul verde va fi obligatoriu în toate instituțiile publice. Totodată, activitatea în restaurante sau cafenele va fi permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, iar suporterii nu mai au voie la competițiile sportive. O altă măsură aprobată de autorități este organizarea programului de lucru în regim de telemuncă pentru cel puțin 50% dintre angajați. Coadă la vaccinare. A început maratonul vaccinării în capitală. 6 centre de imunizare vor fi deschise non-stop în acest weekend în toate sectoarele din București. În doar 8 ore, peste 13.000 de oameni s-au vaccinat, dintre care peste 4.200 în cadrul maratonului pentru viață. La activitățile de vaccinare pot participa toate categoriile eligibile pentru administrarea primei doze, celei de-a doua sau dozei booster. Pentru acest eveniment, mai multe linii de transport public vor avea programul prelungit pe timpul nopții. Autoritățile doresc să promoveze astfel beneficiile și importanța imunizării împotriva COVID-19 într-un moment dificil pentru România. BNR schimbă condițiile de creditare. Astfel, românii vor avea de plătit un avans de 25% pentru creditele de investiții imobiliare în lei, de 35% pentru cele în euro și de 50% pentru cele în alte valute. În plus, pentru acordarea creditelor, cei care se împrumută stabilesc prin norme proprii de creditare nivelurile maxime admise pentru gradul de îndatorare. Noile condiții intră în vigoare de la 1 ianuarie 2022. Weekend rece. Meteorologii au anunțat că din acest sfârșit de săptămână temperaturile vor fi într-o continuă scădere, iar frigul se va instala treptat în cea mai mare parte a țării până la mijlocul săptămânii viitoare. Sâmbătă sunt așteptate ploi, mai ales în partea de sud-est, dar și pe arii mai restrânse în restul țării, iar la munte, la altitudini înalte, este posibil să apară un nou strat de zăpadă. Începutul de săptămână vine cu un cer senin, iar vântul va bate slab și moderat, cu intensificări temporare în zonele montane. Vorbim de temperaturi maxime cuprinse la scara întregii țări între 12 și 17 grade, cu 15-16 grade în capitală. În orele dimineții, dar și pe parcursul nopții, în zonele joase de relief, așteptăm ceață. Știrile continuă pe site-ul nostru gândul.ro, pe Facebook-ul Gândul și pe canalul nostru de YouTube. Nu uitați, ne puteți urmări și pe Instagram. Până săptămâna viitoare, numai bine!